faima, ai pierdut liniștea, intimitatea. Intimitatea. Bueno, te mentiría si te dijera que. Te-aș minți dacă aș spune că nu. Porque creo que siempre uno en la vida tiene que uno mereu în viață trebuie să aleagă unele și să piardă altele. Nu putem să avem tot. Yo desde muy chica trabajo. Eu de mică lucrez. Bueno, no desde hace mucho, pero ya hace algunos años que. Dar câțiva ani că sunt așa. Y ahora estoy muy populară, porque cada vez son más los países donde soy conocida. Sí, sunt surprinsă că multe țări sunt foarte cunoscute. Unde să mă duc de vacanță, că mă cunoște toată lumea. Te da tantas satisfacciones, o sea, el hecho de llegar a un am lugar foarte multe satisfacții să ajung într-un loc cu una cultura, cu o cultură diferentă, cu o limbă diferită, la mii de kilometri, și să mă primească cu dragostea cu care mă primesc și cu căldura cu care mă primesc, este ceva care îți umple sufletul, pentru că unul lucrează pentru acest lucru, lucrează pentru lume și pentru lume. Creo que uno siempre se puede buscar el momento y el lugar. Creo que uno mero trebuie să-și caute locul în care poate să fie el unul. Eu trebuie să fiu Nati, nu Natalia Oreiro, fata cunoscută. Necesito vivir, si no realmente me creería algo que también es mucho de fantasía. Pentru că dacă nu aș crea ceva care este de fantazie, dar astăzi balanța se înclină în fața la falta de intimidad, poco tiempo libre, frumoase, se compensa con todo el amor que me da. El día que así no sea, liniște, elegiré otra cosa, ¿no? Se compensează cu amorul care merită lumea. Dar deocamdată sunt foarte liniștită. Ți s-a întâmplat să refuzi vreun rol? Să ți se ofere un rol, să nu-ți placă și să-l refuzi? Ah, si, tu, si, si. Da, 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 cum să nu. A mi-e un poco de vergüenza. Sau cum consideri tu că ți se potrivește un rol pe care ți-l alegi? Cum îți alegi rolurile? Digo, muchas veces he tenido lamentablemente que rechazar propuestas. De multe ori trebuie să interesantes por un problema de tiempo, ¿no? Yo cuando să nu merg la câteva castinguri din cauza timpului, pentru că de acum un an și jumătate a trebuit să stau 2 ani și jumătate, 2 ani ca să mă dedic doar muzicii mele. Mereu trebuie să lucrez în muzică, în versuri și mereu a trebuit să am timp pentru acest lucru și acest 2 ani mi-au fost buni. Dar mereu am negat niște propuneri pentru că câteodată scenariul nu mi-a plăcut, nu mă simt comod în acel personaj. Deci nu-mi place să fiu mereu același lucru. Pentru că de aceea nu mereu vreau să fac câte o telenovelă una după alta. Și acum ce să fac? Nu pot să fac același lucru. Trebuie să fac ceva la fel de important ca ce-am făcut înainte sau chiar mai mult. Acum scriu un personaj pentru o viitoare telenovelă, foarte diferit la cea precedentă. Și asta e ceea ce îmi place mie, să învăț în fiecare zi, să rupim lumea. Estoy aburrida de ver siempre lo mismo, ¿no? Și mă plictisea să văd același lucru mereu. Una le va bien con un personaje y hace todo. Una se simte bine cu un personaj și face toată cariera ei același lucru. Mie îmi place să schimb. Îmi place să cresc. Și cred că a crește este cuvântul. Mă uit într-un scenariu în care personajul să fie diferit de ceea ce am interpretat. Bineînțeles că pot să fac dacă n-ar fi așa. Și în plus să îmi placă și directorul și ceilalți actori. Nu pido nada. Spune-mi, te rog, nimic, ci tot. Spune-mi, te rog, înainte de telefon, aș vrea să te întreb un lucru, pentru că povestea e atât de foarte, foarte aprins despre telenovele. Tu ai o carieră fulminantă în acest domeniu. Spune-mi dacă n-ai așa un mic regret pentru că n-ai mers la Hollywood. Nu! No! No! Absolut deloc. Hollywood tiene pena porque yo no estoy ahí. Hollywood este frică, este de rușine că n-am fost eu acolo. Na, todo el mundo quiere ir a Hollywood. Toată lumea vrea să meargă la Hollywood. Está lleno de gente que Hollywood este plin de lume care vrea să găsească faima în cinematograf. Mentre că sunt superproducții, se bagă milioane de dolari. Sunt foarte mulți actori care sunt foarte buni. Yo tuve la posibilidad de triunfar en Europa. Dar eu am avut posibilitatea să reușesc în Europa. Și este foarte dificil să reușești în Europa. Pentru un latinoamerican. Ca să mă duc în Hollywood trebuie să trăiesc în Los Angeles, să stau acolo, să merg la fiecare interviu. Îmi place foarte mult să mă duc să cânt și să mă vadă lumea cum cânt. De ce să mă duc să văd cum este, ce ieși când am ceva sigur? Acum, dacă Francis Ford Coppola mă cheamă pentru personaj, mă duc fugind. Să ascultăm așa de telefonul acela special. Dale. Bună seara! Bună seara! Bună seara, Ionuț! Bună seara! Bună. Nu prea vă aud! Bună seara! Noi te auzim foarte bine! Și Nati te aude trei. Foarte bine? Eu nu prea vă aud la telefon! Păi atunci o să vorbim mai tare! Hola! Alo! Hola!
¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ionuț. 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 Da, hola. 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 Alo. Bună. Bună, Ionuț. Bună, noi bună. Te aude foarte bine și noi te auzim. Ce face? Muy bien. Foarte bine. Ai vrut să o întreb ceva anume pe Nati? Nati te ascultă. Ionuț, tu vrei să ne pui o întrebare? Da, dar nu prea aud. Nu, dar tu spune-o. Tu pune că noi te auzim. Deci dacă tu... ai făcut în România. Păi abia a ajuns în România. Întreabă dacă îi place în România. Îi place în România? Bueno, me han recibido muy bien y lo que conozco... M-am primit foarte bine și ceea ce cunosc din geografie este din cauza fotografiilor sau din cauza călțădare, îmi place. Sper că într-o zi pot să cunosc cu adevărat țara. Eu n-am cunoscut prea mult decât aeroport. Pero qué tal? ¿Está lindo? Și mi-a plăcut comerțul acolo. Ce este? E foarte frumos? Da. Da? Da. Da. Cred că s-a intimidat de tot. Nati, mulțumim mult, Ionuț. Îți mulțumim, Ionuț. Nati, celebritatea nu ți-a adus-o numai actoria. Iartă-mă. Spunem că eu am rămas cu o întrebare blocată pe perioada de început. Da. Și vreau să o continui. Ok. Nu ți-a adus celebritatea numai actoria, ți-a adus celebritatea și muzica. Da? Eu vreau acum să spun o întrebare pur ipotetică. Dacă cineva ți-ar spune acum că din momentul ăsta nu poți să faci decât una sau alta, ce ai alege? Me pondría a llorar. Aș plânge. Porque me gustan las dos. Pentru că îmi plac amândouă, ambele. Yo llegué hoy y prendí la tele. No, yo vine acá. Și am deschis televizorul. Eu am venit să cânt, am deschis televizorul. Angel. E a doua oară când trece Înger Sălbatic. Și m-am uitat și am început să râd. Au loc un moment. Lo que pasa que en este momento he elegido. Îmi place, dar de vorbă că acum să aleg muzica. Am ales muzica și nu pot să fac acele mai multe lucruri deodată. Dacă aș trebui să aleg, nu știu. Trebuie să aleg? Sí. Ipotetic. Ipoteticamente. Ipotetic? Pe care, care o faci cu mai multă seninătate? Serenidad? Ninguna! Așa. Serenitate niciuna. No, imposibil! Atunci amândouă îți dau coșmaruri? Cum să nu? Nu, care o faci cu mai multă bucurie? Da, bineînțeles. Care o faci cu mai multă... Cânti cu mai multă bucurie sau joci cu mai multă bucurie? Sunt diferente, porque mi-a... Care te definește cel mai bine? Soy más yo sobre el escenario. Mă simt mai mult eu pe scenă, canto, pentru că sunt eu și cânt cântece care le interpret și unele care le-am compus eu. Când joc un personaj, interpret o altă persoană. Dar eu mă distrez foarte mult pentru că improvizez foarte mult. Când fac o telenovelă, stau 12 ore pe zi, la film și după aceea scriind, prin vestuar. Și când cânt, sunt diferite. Ceea ce are frumos muzica, când este în direct, e că ești cu lumea acolo, lângă tine. Lumea te vine să te vadă și te ascultă. Toată lumea cântă cu tine. Când de costat cânti într-o formă și după aia cânti de altă formă, toată lumea se emoționează cu tine. Exact. Diferența cu televizorul este că în mijloc este o cameră de televiziune. Formația mea este de actriță. Și atunci eu te întreb, unde te simți tu mai bine? Dar te-ai apucat și te-ai cântat. M-am apucat și de cântat. Pregătesc și un CD printre altele. Încerc, încerc, nu, încerc, încerc. Toate face. Încerc. De asta te întreb, unde ți-e mai bine? Unde te simți mai bine? Eu cred că jucând, cum fac de mai mulți ani, mă simt mai bine. Mă simt mult mai fericită, mai bine, mai... Me sale más natural. Mai natural. Cantar me sale del alma. Pero cantando me sale din suflet. Me falta mucho por aprender. Dar necesito foarte mult ca să învăț. Cada show que hago, și cresc cu fiecare spectacol care fac. Es verdad. Sí. O să revenim cu întrebări pentru Nati și în discuția asta drăguță, așa ca între fete, după o scurtă pauză publicitară. Claro. Bineînțeles. Acasă, Pro TV, Pro FM și Sphinx Experience prezintă marele turneu în România al Nataliei Oreiro. Nati va concerta la București miercuri 14 martie și joi 15 martie la Sala Polivalentă și sâmbătă 17 martie la Timișoara. Din nou împreună cu Nati aici și cu Corina acasă.
Eu am rămas blocată pe o întrebare și vreau să mă luminez. Știu că ai avut o perioadă foarte grea la început. Ai avut un an de zile mai crunt, locuit, garsonieră, gândacia roșii de care mie mi se... Eu am probleme rău, deci hai să schimbăm subiectul ăsta. Când ai început tu, mi-e groază de ei, când ai început tu să câștigi așa de mulți bani încât să scapi de grijile materiale? Să simți că ți-e bine și ți-e tihnă și liniște. La verdad es que sí, fue complicado. Adevărul că a fost foarte complicat la început, când am plecat să trăiesc în Argentina, pentru diferite motive, unul dintre ele este cel care spui tu, dar eu nu suferam. Era așa de multă pasiune care aveam înăuntru pentru ceea ce vreau să fac, încât nu mai conta altceva. Eu vreau să fac acest lucru. Dar eu am început să câștig proprii mei bani la un an, un an și jumătate. Deci am avut noroc. Nu-ți venea să te întorci acasă când ți-a fost atunci greu să renunți vreau la mama și la tata, că acolo e bine? Da, de multe ori. Dar și acum mi se întâmplă acest lucru. Și? Cum treci peste? Cum? Ce faci? Mi-a dat cuenta? Îmi dau seama ceea ce am, deschid ochii, mă uit pe geam, sau mă uit în jurul meu, sau deschid un ziar și zic, asta este treaba. Spune-mi, cât de important este pentru o femeie să fie independentă din punct de vedere financiar? Cred că e foarte important să te realizezi ca o femeie. Astăzi femeile creștem cu pași giganți și noi ne simțim mari atunci când câștigăm propriul nou bani. Banii nu aduc mereu fericirea. Cu banii te poți relaxa, poți să plătești o asigurare medicală bună, poți să te înveți, să te îmbraci frumos, dar fără dragoste, fără sensibilitate. Nu e bună nimic bani. Dar femeia trebuie să-și câștige proprii bani. E foarte important. Unul se simte mai femeie, mai realizată, mai puternică. Sigură de sí mismo. Puternică? Sí, me siento fuerte porque... Da, mă simt sigură, pentru că sunt foarte tânără, pentru tot ceea ce mi se întâmplă. E foarte dificil acest mediu și este foarte dificil dacă ai 23 de ani. Dar sunt o persoană destul de sensibilă, care plânge pentru multe lucruri și de multe ori sunt foarte debil, ca toți oamenii. Dar dacă nu aș fi de piatră, nu? Întrebare urâtă! Nu, e obișnuit cu ele. Nu, nu mă face. Cine-ți gospodărește ție averea? Așa, măricică? Cât câștigi tu? Ah, nu era fea. Nu e urâtă? Nu, nu e urâtă. Cine-ți gospodărește ție averea? Nu am așa de multe bunuri. Dar cine are grijă de ele? Tu? No, bueno, tengo un representante. Nu am un reprezentant. Y tengo un grupo de asesores. Și am un grup de abogados, porque viste que uno cuando sfatnici. Quizás și de avocați. Bastante, tiene gente que te quiere sacar las cosas. Pentru că când ai foarte mulți bani, e multă lume care vor să scoată banii de la tine și trebuie să am grijă de mine. Dar de obicei deciziile le iau singură sau cu tatăl meu care este în Uruguay și vorbim foarte des. Oricum sunt foarte Nu sunt foarte bună inversoare cu bani. Dar îți place, să faci cumpărături? Să cheltuiești bani? Să-ți cumperi haine? Să-ți cumperi rochi, bijuterii? A che mujer no? Care femei nu? E foarte adevărat. Nu me gusta, o sea, no me gusta nu-mi place, nu-mi place să dau prea mulți bani. Pentru că nu trăiesc într-un glob și știu cât de scump este să cheltuiești și să trăiești în ziua de azi. 10.000, 15.000 de dolari pentru o îmbrăcăminte mi se pare foarte mult. Dar îmi plac foarte mult pantofii. Îmi plac și inelele. Aha, dar cum să nu? În ce haine sunt te... o consumatoare foarte compulsivă. În ce haine te simți tu cel mai bine? În haine așa elegante, de doamnă sau alea sport, blugi, adidas? De tot tipul, când sunt nati, o sea, când sunt nati, adică în viața mea personală, blugi și descurță. Da, avem un telefon, da, de la Alexandra, care va vorbi cu tine în spaniolă. Habla español. Ah, muy bien. Foarte bine. Alexandra? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Me llamo Alejandra. Sí. Quiero preguntarte algo. Vreau să te întreb ceva. Natalia, crezi că o să te îndrăgostești? Sí. România? În România? România! Ah, în România. Să știi că avem băieți frumoși. He traído mi cuello. Am adus gâtul meu. Să văd dacă careva mă îndrăgostește. Cred că dragostea apare. Nu neapărat să o cauți.
Da, s-ar putea. De ce nu? Ai vreun candidat care să mi-l prezinți? No, te pregunto așa. Te întreb așa. Ce te gustaría visitar în România? Ce ți-ar place să vizitez România? Bueno, una, no quiero ser repetitiva, pero una de las cosas que más ganas tenía de conocer es el castillo de Drácula. Dar ceea ce mi-ar plăcea foarte mult de castelul Drácula. Así que creo que mi deseo va a estar cumplido. Filmez un videoclip acolo, așa că sper că o să-mi întâmple. Pero igualmente tengo ganas de ir a restaurantes típicos de aquí. Doar cum vreau să merg la restaurante tipice de aici, pentru că unul cunoaște țara și cultura. Por la barriga. Prin burtă. Așa că vreau să mănânc mâncare tipică de aici. Ce știi despre România în afară de mitul din Dracula? Bueno, la comida me habían hablado bastante. De mâncare mi-au vorbit foarte mult și mi-au spus că sunteți foarte latin. Cosa que yo no sabía hasta que empecé a interiorizarme del lugar. Până când am început să cunosc locul. Pentru că trebuie să fie, am zis că sunt foarte reci, dar zic că nu, sunt foarte calzi. Sunt asemănător cu latinoamericani. Și istoria dumneavoastră este foarte extinsă. Noi poate suntem o țară mai tânără decât a dumneavoastră. Și arhitectura noastră îmi place foarte mult. Bueno, general, a mí la arquitectura. În general, arhitectura îmi place. Mi se pare foarte interesant să cunoști arhitectura diferitor locuri în care ești. Alexandra. Aveam și o poezie pentru ea în limba română. Este scurtă. Si? A ver? Pot să spun? Repede. Scurtuță, scurtuță, da. Este o scumpă și frumoasă, dacă stai să te gândești. Ai venit la noi acasă, e păcat să nu o privești. E spontană și isteată. Și are un chip fermecător, e dulce și plină de viață, te uiți la ea, te trec fiori. Eu cred că a topăcit bărbații, femeile la fel, băieții copilașii, fetitele și... și pe toți. Îți mulțumim, Alexandra, uite și... Mulțumesc foarte mult! Gracias, mă încă văd foarte mult la concert, dar nu-mi permit să plătesc un bilet. Ai, nu putem conseguir una entrada? N-am putea să găsim un bilet? Acá se miran todos así. Aici sunt toți unul dintre ei. Mulțumim tare mult, Alexandra, și seara plăcută. Dice că deja el telefonul. Lăsați telefonul. Da. Lăsați telefonul. Mulțumesc, te iubesc. Lasă telefonul, Alexandra. Da, de acord. Îți mulțumim, Alexandra. Înainte de a veni tu, unul dintre colegii mei a fost rugat de... Nu, o colegă l-a rugat pe unul dintre colegii mei, așa, să ia un autograf de la tine, pentru o fetiță. Și colegul meu a spus, eu nu vreau un autograf pentru o fetiță de la Nati, eu mi-aș dori o fetiță cu Nati. Na, asta e vis-a-vis de poezie. Da, dacă te plăcea ce noi ai. Cine? E frumos. Îți fac cunoștință cu el. Să vezi ce frumos în România. Ora! Pe coridor. Cum se cheamă? Cum se cheamă? Colegii mei din regie, te întrerup o secundă acum, Minela. Colegii mei din regie îmi spun că am găsit bilet pentru Alexandra. E bine, ele două vorbesc. Eu vă spun, Alexandra, ai bilet la concertul Nataliei. Ai bilet la concert. Am rezolvat. Bun, e foarte bine. Hai să mergem mai departe. Știu că muncești foarte mult și că ești, obosită câteodată. Vei juca toată viața în telenovele sau ai de gând să rupi odată și să zici, gata, mi-ajunge cu filmul, vreau să fac altceva? În acest moment, deja de un an și trei luni, nu mai fac telenovele pentru că mă dedic muzicii. Așa o să fie tot anul, până la sfârșitul lui. Și o să încep un film care încă nu este confirmat. Dar cel mai sigur este că la sfârșitul anului o să filmez altă telenovelă. Nu cred că o să mă odihnesc. Dar dacă, nu, dar zic așa că dacă ai renunțat la telenovele, la un moment dat, ce-i face? Businesswoman. Sabes que me gusta mucho. Știi ceea ce îmi place foarte mult? Să desenez. M-am spus deja. Așa că, poate, într-o zi o să mă opresc și o să-mi deschid marca mea de Rocky sau o să mă să căsătoresc și o să mă îngraș. XXL. Ah, sí, claro. No, pero si no dije que me podía casar, tener hijos y engordar. Dacă nu, ori mă căsătoresc și am copii și mă îngraș. Familia, toată lumea se retrage la familie, acolo unde ai tihnă, unde ai liniște, unde ai... Y, claro. Dar bineînțeles, unul are nevoie de acest lucru ca să se realizeze ca om. Așa că și el vrea să aibă un copil cu mine, așa că o facem repede. Gata. Spune-mi, te rog, cum crezi tu că vei fi așa, ca mamă? Ce fel de mamă ai fi tu? Tu călătorești mult acum, muncești foarte mult, ești foarte ocupată. No, dar când o să fiu mamă, nici nebună nu o să mai călătoresc așa de mult. Să aduci un copil pe lume este foarte important. În acest moment învăț foarte multe lucruri și am nevoie să mai învăț foarte multe ca să-l învăț și pe copilul meu. No, 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 no tendría ahora porque
Deci nu o să am acum pentru că nu e momentul. Dar când o să-l am, sentiria muchísimo, creo que sería una buena madre, pero pararía. O să fiu o mamă foarte bună, dar o să mă opresc ca să-l cresc. Dar după aia o să muncesc în continuare, dar nu acest vin, pentru că o să fie o tortură pentru el. Revenind la muncă, da, pentru că spuneam că muncești foarte mult. Tot la serviciu ai dat și peste marea ta iubire, peste Pablo. Munca ta ți-a adus încă ceva bun, da? Dragostea. Cum crezi tu că